Băi, moții ca pe stilou. Băi, Gabi! Și tu vrei să te împing cu scaunul până la magazin, ești nebun la cap? Bă, da, gata! Astăzi o să fiu sclavul lui Zbâr timp de 24 de ore, pentru că i-am făcut 100 de prank-uri în 24 de ore, așa că, cum este natura vlogului, trebuie să fiu și sclavul lui, pentru că odată ce-i faci unui om un rău, trebuie să-i faci un bine. Prima chestie de care am nevoie, Gabi, să o faci, e fix aici. Zbâr de-abia s-a trezit, dar uitați-vă la el. Are și papuci ăștia frumoși, zoom pe ei, te rog frumos aici, bine? Frumos! Așa. Și știți care e partea cea mai nasoală? Că sunt ai lui, ăștia sunt iubitei lui. Ăia sunt evident papucii lui personal. Vrădenii să avem meci. Așa, cum eu sunt puțin mai sărac, așa că voi n-am și eu uscător de la de rufe. Stai, știi că nu s-a stricat. Avem aici rufele puse la uscat și ce să mă mai chinui eu să le strâng când avem cineva special care când să... Când ai un sclav. Știi că e activitatea ta preferată. E activitatea ta preferată. Trebuie să le și împachetezi, nu să le arunci așa urât. Hai, lasă-mă. Spuneți voi în comentarii dacă și voi aveți gen rufele, dacă le strângeți într-un lighean. Spuneți dacă doar eu fac asta, sau gen chiar toată lumea face asta. În lighean? Păi dar cum ai vrea să le care? Eu am coș de rufe. Ce e asta? Cred că e o cârpă. Uau, wow, asta a fost un tricou care îmi plăcea mie super mult să dorm în el. Nu mai e. Așa își tratează Zbâr cârpele, le spală și le pune și la uscat. Ce faci, șeful? Șeful, stai acolo, acolo, șeful. Scuze, hai. Vă fac o cafea, ceva? Nu, că nu, mai acolo. Așa are Zbâr șosetele, una lungă, una scurtă. Știi cum e? Ce-s melodia aia cu o zi bună, o zi rea? Gata, șef. Ai noroc că Deni doarme, că ar fi te punea să le pui și în dulap. Așa, șef, următorul task. Ai vin aici, start. Wow, wow, wow. Ce e asta, șef? Yeah. Bă, șeful meu are bani, bă. Deci am montat ăla, am tăiat băiatul, mă rog, stai că meu, nu băiatul. Băiatul. Ușa aici, a făcut tot ce trebuie și iau-te ce a rămas pe jos. Sa, gata, șeful, vrei să strâng? Da, stai că ți-am dat acum mătura, că nu faci cu... Pe cum? Păi consumăm curent, dacă avem mătura să le facă. Mamă, șeful, dă-mă ăsta. L-ai lăsat până la urmă să dea cu aspiratorul, consumă curentul, așa. E bine, șeful? Păi poți să mergi în scurt pe aici? Nu pot. Păi stai, șeful, ai răbdare. Aaaa, păi chiar cred că e mai ușor cu mătura. Ia să te vedem prima oară în viața ta când dai cu mătura. Sincer? Cum am prima dată în viața mea când dau cu mătura? Băi, moții ca pe stilou. Poți să-i facă uite așa. Stilou. Uite așa. Aș vrea să-l numesc astăzi pe Gami asistentul meu, pentru că dacă-l numești asistent, pare că e alegerea lui să facă asta, știi? Adică hai, e la... Hai, orice asistent dă cu mătura la tine în casă. Hai, las-o așa. Gami asistentul. Pușcături! Ce faci? Mai repede! I'm in the ghetto! Ratatata! Și acum mie mi s-a făcut puțin foame. Vreau să mergem să mâncăm, dar nu pot să merg așa în pijamale să mănânc. Și nici nu m-am hotărât încă în ce să mă îmbrac, așa că o să-l rugăm. O să-l punem pe Gami să probeze hainele. Să vedem așa ce outfit să punem pe noi astăzi. Ia tricoul ăsta pe tine prima oară. Nu, nu, dă-ți tricoul ăla jos, ce faci? Că să văd fit-ul. Frumos! Juventus, ce trebuie! Stai așa, stai așa. Dar parcă nu, ia pantalonii ăștia scurți. Bă, ce faci, mă? Bă, un picior îmi intră în ei. Hai, mă. L. Ce planetă ăștia sunt L? Ești de ciclist. Zici că sunt boxeri, dă-te. Dar nu, nu merge tricoul, ia tricoul ăsta. Hai că dacă și ăsta e tricoul în Zbâr, eu plec acasă, ești. Chiar pe ăsta mă gândeam să-l iau. Iar pe tine, Zara. Doamne, să n-ajungă Alin de la fan curier cu Coleto, că mă pun ăștia să ies așa la el. Bă, par mai musculos așa. Par pop mai marinar așa, ia uite. Ia uite ce plăci lungi, frumoși. Ăștia chiar nu vin. Ce te-ai gândit tu? Ai zis, bă, în loc să îl pun pe Gami să mă ajute, prefer să-mi bat la el. Adică am doar zis, dar eu zic să nu. Aici, gata. Până la urmă, tricoul ăsta vreau să-l iau, ia-l peste. Lasă blugi, lasă blugi, ia tricoul peste. Acum pare că chiar ai vrut să te îmbraci așa. Ia până de filare. Salutare, băieți! Uite, așa zici că e super erou, bă, că e Spider-Man. Așa, puteți să vedeți și voi cât de soare este afară. Uitați cât de urât se vede murdăria pe mașina asta. Doamne, nu speri și tu mașina, Zbâr? Nu, am un om care îmi spală mașina, dar acum e în concediu și acum am alt om care o să-mi spele mașina. No. Dă puțin cheia de la Audi. Cheia de la Audi? Da. De ce? Hai, Ioana, urcă-te în mașină să mergem. Ne vedem acolo, da? Păi nu vrei să conduc eu? Păi cine ai zis că vii cu noi? De-aia ți-am cerut cheia. Păi și cum îți spăl mașina, nu înțeleg. Păi vii pe jos, ne vedem acolo. Cum pe jos, mă? Ata, băieți, mergem, spălăm mașina, haide, haide. Bă, chiar așa, mă? Da. Mă, și filmați din mașină, chiar așa? Și ne vedem direct la spălătorie.
Suntem aici la spălătorie, am parcat aici aferent cum trebuie. Iar acum așteptăm pe Gabi. A ajuns și Gabi, hai Gabi! Hai meștere, dă-i drumul, bagă și tu cardul tău că să-l bag eu. Și pe banii mei vrei să spăl mașina. Hai, ia ține asta. Mă dracu pe asta, mai avem nevoie de ea. Ioana, hai noi mai așa că n-avem treabă cu băiatul. Mamă, dar dă pe noi, hai în partea. Ia uite, mi-a făcut mașina roz. Bă, mai mult își bate joc, mai mult își bate joc. Da, eu zic să-l pui să mai speli odată. Mamă, ia zi bossule, ia uite. Ceară, frumos, tot ce trebuie. Păi, de uscat, dai mai repede. Băi. Se usucă de la soare, nebunule. Spălat-o. Ia uite, nici nu e mulțumit. Hai, urcă-te mașina, că te luăm până înapoi. Yes, nu mai merg cu trotineta. Aoleu, bă, dar m-ai asaltat toată ziua. Ce mai vrei să-ți mai fac? Bă, aș merge la magazin, dar... Mi-e lenă să mă urc în mașină, să mă duc. Și ce vrei, să mă duc eu la magazin pentru tine? Nu, e așa ușor, vreau să mă căr. Cum să te car? În spate, nu pot. Cum să te carmă în spate? 100 de kg. În primul rând n-am 100. Bine, hai, puțin. Fiți atenți cum face fratele vostru hernie de disc live. Hai. Da, nu o să reușim. Altă variantă ai? M-am pici cu scaunul, hai. Bă, hai. Vă rog eu frumos, uitați-vă câte mașini aici. 340 de cai putere, 120 de cai hectare zbârcă. Și tu vrei să te împingi cu scaunul până la magazin, ești nebun la cap? Avem aici un bou putere. Dar mai întreb, mă, că intru în asta, bă. Bă, nu mă băgă. Opa, stai că s-a agățat aici. Așa, a reușit. De că ești primul nebun care merge cu scaunul de birou la magazin, împins de un fraier. Ia uite cum mă împăr drunțile aici. Hai, ia uite. Păi ce credeam, că nu râs eu? Râs, da, cine râde la urmă râde mai bine. Gata, mă, bă. Dacă mai împingi o dată, trag după mine să mor. Nu mai pot. Dacă sper că ai mască, că nu ți-am luat și mască. Hai, că deja am faci nervi. O luăm de aici. Hai, că sigur ai mască la tine. Hai, că merge. Zbâr n-am avut voie cu scaunul în magazin. Hai că las scaunul afară și încercăm să intrăm așa. Tagami. A, ai reușit. Pentru asta ai vrut tu? Pentru o ciocolățică? Bă. Uitați-vă pentru ce am venit până aici, fraților. Ca să-și ia zbâr o ciocolățică, ciocolățică, da. Gata, șeful meu, te-am adus la restaurant, ți-ai luat ciorbica aici. Scoatem lingurița. Nu pot să cred. Nu, la noi lingurița. Nu pot să cred, ia. Așa. Poftiți. Miroase bine, mă. Mamă, dar cred că arde. Gustești tu să-ți dac arde. Păi nu mai evita legumele. Nu știu dacă știam, dar Gami evita toate legumele, din cerviță, din ce vrei tu. Arde sau nu arde? E destul de caldă, s-ar putea să-ți placă și e picantă, bossule. Deci te-am adus picant la o ciorbiță picantă. Uite, ți-am luat aici și pâine. Poftă mare, mamă, să ai. Mamă, dar arde rău. Eu nu sunt un sclav plătit, după cum vedeți. Suflă și mie că arde. Eu nu mănânc nimic. Ce, mă? Arde rău. Ce vrei să fac? Să suflu? Da. Așa. Doamne ferească Dumnezeu. Păi ce ai făcut, mă? E pâine albă, nu știu că mănânc numai pâine de secară. Păi și n-aveau pâine de secară, ce crezi? Nu o să-ți vină să crezi, nu aveau pâine de secară. Nu o să-ți vină să crezi, te duci la cară, frumii pâine de secară și o mănânci tu pe asta. Așa, până mai vine Gami, cred că se răcește și ciorba asta, îi zic să-mi ia alta. Bă, nu-mi vine să cred, bă, când să mâncăm și noi în sfârșit astăzi, m-a trimis șeful după pâine, mâncați-și gura ta. Hai să mergem să luăm pâine. Uitați-vă ce am venit să iau, pâine cu germeni și tărâțe. Ia cum arată, dar pâinea albă nu ne mai place. Sper să-i placă pâinea asta, că dacă mă trimite înapoi nebunesc. Ia, mă, ia, pâine, uite, ți-am luat cu germeni și tărâțe. Ia, ia uite cum arată, ia uite-o. Hai să vedem. Șeful meu, vă mai aduc ceva? Nu, ok. E ok, da? Mă mai gândesc după ce mănânc. Așa, am mâncat, sunt numai bine, dar... Da, ce bine stai că tu ai spătar, șefule, eu... Păi, eu sunt aici pe scaunul de șmecher, șmecher și tu pe scaunul de șmecher frere, știți voi, ierarhia șmecheriei. N-am mai fost de mult bine, n-am fost niciodată, să-mi tai cineva unghiile, dar așa. Așa că, poftim? Nu pot să cred. N-ai mai tăiat unghiile niciodată? De, nu, eu nu mi-am tăiat niciodată unghiile, deci mi-am rod unghiile. Deci eu nu te cred, băi, deci cum? Deci toți ăștia care își rod unghiile, uite. Au așa, unghiuțe de crem. Hai, tai-aș din gură, dă să stai unghiile, uite-te și tu ce. Ai 24 de ani și nu știi să stai unghiile singur. Ba, știu, dar nu vreau. Invers. Așa. Ți-ai zis că n-am tăiat unghiuțe. A, mă, că n-ai nimic a fașiuste aici. Aoleu, ai grijă acolo, că dacă o tai strâmb, hai. A, a sărit pe mine. Băgamim. Am și eu chef de masaj. Păi ce crezi? Ai masaj în scaun, frate, aia ți-a la mașină cu opțiune. Întinde-te și tu să apeși pe buton, că mi-e lene. Cum să ajung, măi? Mai. N-ajung! Dar nu ajung!
Se poate așa ceva, mi-am dat singur drumul la masaj. Păi la ce să mai ai un asistent după tine dacă nu-ți face masaj? Auzi. Masajul ăsta al meu n-ajunge până la ăștia de sus, știi? Așa, și nu-mi zi. Ia zi, vrei să-ți fac eu masaj, nu? Haide, da. Îți fac masaj la masaj. Mai încet. Bă, stai mă că nu mai ajung să-ți fac masaj. Stai că amețesc, bă! Vlogul ăsta se termină aici, băieți. Mai ai. Nu uitați să vă abonați la canal, pe bune. Abonați-vă la canal și apăsați pe butonul de like, pentru că, pe bune, și-a bătut zbârjoc de mine suficient. Bă, da, gata!